s-a redeschis Biblioteca Națională. În ziua în care biblioteca și-a deschis larg porțile pentru toți bucureștenii, i-au trecut pragul și premierul României și ministrul culturii, care au participat la un tur complet al edificiului și au admirat impresionantele săli de lectură și spații de expoziție. Inaugurarea bibliotecii va fi marcată prin mai multe dezbateri și expoziții, ce se vor desfășura de-a lungul întregii săptămâni. Premierul a vorbit despre semnificația zilei de astăzi, sărbătorită pretutindeni ca Ziua Internațională a Cărții. Cred că nu întâmplător ziua de 23 aprilie este ziua celor care slujesc în templele cărții. La urma urmei, patronul acestei zile este Sfântul Gheorghe, purtătorul de biruință. Biruința este finalul oricărei strădanii pe care bibliotecarul o duce în fața cărții și în fața cititorului și învinge întotdeauna propunând lectura ca parte a vieții fiecărui om care trece pragul unei bibliotecă. Biblioteca Națională are o poveste zbuciumată. După 22 de ani de amânări, scandaluri legate de finanțare și acuzații de deturnare de fonduri, clădirea de pe Bulevardul Unirii a fost în cele din urmă reabilitată și va găzdui în curând 12 milioane de volume, plus facilități și dotări high-tech fără egal în alte bibliotecă din România. E un sediu nou, modern, multifuncțional, un sediu care va permite Bibliotecii Naționale a României să-și exerciteze, să-și realizeze toate funcțiile și atribuțiile specifice. Un sediu care va permite ca patrimoniul cultural și științific al României să fie păstrat în bune condiții, să fie prezervat, valorificat așa cum merită. Ministrul Culturii, Kelemen Hunor, este convins că, în ciuda formatelor electronice și a internetului, cartea tipărită o să fie în continuare parte din viața cotidiană a fiecăruia dintre noi. Vom avea posibilitatea să venim în bibliotecă și să citim aici, sau să ne așezăm seara acasă, lângă un vin, lângă un tutun, lângă un coniac, și atunci sigur că vom lua cartea în mână și nu iPad-ul sau laptop-ul. Sunt convins că viața cărții va fi lungă, va fi puternică, fiindcă omul are nevoie de cartea tipărită, are nevoie de cultură scrisă, are nevoie de propoziție, are nevoie de literatură. În cifre, Biblioteca Națională a României înseamnă 14 săli de lectură mari, 6 săli de conferințe, o aulă de 400 de locuri, 30.000 de metri pătrați de spațiu de depozitare de carte și 15.000 de metri pătrați de spații multifuncționale pentru expoziții, audiții, librării și cafenele. În termen de confort, Biblioteca Națională are o parcare de 300 de locuri, un adăpost de apărare la subsol și garderobă. Valoarea totală a investiției depășește 100 de milioane de euro.